nu mai știu, 16, 17 în toată generația, 10 dintre ei au devenit artiști la Darabani. Seamănă cu filmul, este un film celebru, Cercul Poeților Dispărut, cu Robin Williams, Dead Poets Society, e exact aceeași poveste, cu un profesor de poezie care dă orașul peste cap, schimbă tot. Și asta a făcut... Avem obiecte militare, aveam din cele două războaie mondiale, chiar și în războiul de independență, obiecte și... V-am spus, aproape toată colecția a aparținut unui singur om, care le-a... Soția lui mea îmi mulțumește când mă vede pe stradă, că noi l-am convins atunci când doneze. Mă pupă și mă îmbrățează și tot timpul îmi spune că fără noi nu scăpa de toate astea din casă. Mizerii astea. Sau de ei, că ei am stricat, că ei o vechi de veni rușii peste noi. Toate, da, evident că nu așa. Nu așa vă arăta muzeul. Nu așa ar trebui să arate un muzeu. O să da, cum am joc funcționează. Una dintre chestiile tale de la festival. A vizitat Andrei Ginescu muzeul Orului, cel mai e fiul lui Mircea Ginescu. Și i-am arătat că i-am arătat generatorul de Tom Morse. Și am făcut un cântec la generatorul de Tom Morse. Generatorul de Tom Morse, ăla care punct linie a Morse. Prima carte. Asta un frumos eu. De la Hegel la opere complete, asta e bun. Asta e bun. Asta e bun. Păi citise Marx și puțin Hegel. Eu adaug doinițe la conexia de aici, deci camera asta o să o mutăm acolo când o să... Mă rog pentru clasa nouă. Da, da, nu apucam ideea. Deci eu vă spun, soluția lirică, aia. Da, am înțeles, facem. Altceva, mă tot gândesc. Nu. Da, oricum trebuie încadrat undeva, că oricum nici n-aveți către, n-aveți ce să sprijiniți. Nu mă filmați în asta, da. Asta e o catedră. Din ce an e Ionel catedra asta? De prin 1880. Asta. E cea mai veche pe care am găsit-o în zona. Păi dacă la 1880 s-a jucat la banan așa. Și la banan. Mie îmi place la Muzeul Nordului că avem trei colecții cu nume foarte frumoase, donate de către Haha, Valea și Jar. De ce erau băncile așa înalte? Pentru că aici copiii stăteau în picioare. Dar de ce? Și era mă dat? Așa era cele care erau... Așa era. Orice copil care se da? Merge la școală, să dea picioare, nu să dea jos în bani. Sau să te-au fără. Am prins și eu cu găurile astea. Dar erau cu două locuri. Asta e patru. Asta e foarte vechi, se dezmembrează. De aici pornim în amenajarea viitorului. Da, aveți un patrimoniu inventariat? Păi acum suntem în curs de inventariere. V-am spus, lucrăm în programul DOC4 oferit de Ministerul Culturii pentru... Digitizare, facem fișe de obiecte la fiecare obiect. Ah, ce bine că avem vreo aproape 2000 de fișe făcute la fiecare obiect din muzeu. Ne ajută foarte tare programul ăsta gratuit. Dacă nu, ar trebui să cumpărăm alt program pentru că este costisitor. Noi la muzeu nu avem nici un fel de buget, decât buget de salariu. Prima amenajare e făcută, adică vitrinele și așa sunt aduse de noi, de asociație. Da. Așa, o salariație în drept să împădeze de primărie. Un salariat. Da, nu avem personal de specialitate. Trei. Ne. Am pierdut mărirea 20% promisă. Domnul președinte.